Bacalaureatul 2016 va începe în data de 13 iunie cu examenul oral la limba română, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 16 iulie 2016. Calendarul examenului de bacalaureat 2016 a fost publicat în Monitorul Oficial după începerea anului școlar 2015-2016. Primăriile și comisiile de examen vor fi obligate să doteze toate sălile de examen cu camere video-audio funcționale. Noul ordin prevede că lucrările elevilor nu vor mai fi corectate automat într-un alt județ decât cel în care au susținut examenul, ci numai în cazul în care Comisia Națională de Bacalaureat decide acest lucru. În ceea ce privește corectarea lucrărilor, ordinul prevede și alte modificări. Ca noutate, pentru examenul de bacalaureat, în acest ordin de ministru se precizează că va fi elaborată o procedură de selecție și numirea cadrelor didactice care fac parte din comisiile de bacalaureat. Bineînțeles, procedura va fi elaborată de Comisia Națională de Bacalaureat și o altă noutate este legată de evaluarea lucrărilor care sunt contestate de către candidați. Începând de anul acesta, dacă diferența dintre cei doi evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, atunci lucrarea va fi reevaluată de un al treilea cadru didactic. În ceea ce îi privește pe absolvenții clasei a 8-a, examenul de evaluare națională va începe pe 27 iunie și se va încheia pe data de 5 iulie, când vor fi afișate rezultatele. Și în acest caz, modificarea privind corectarea lucrărilor va fi aplicată ca și în cazul bacalaureatului.